Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Există vreo melodie pe care nu te saturi să o asculti? Nu este o melodie, dar nu mă satur să ascult Nzmhik Metoratorio de Genco Erkal. Cafea sau ceai? Cafea. Ai vreo superstiție? Am obiceiuri standard, deși nu superstițioase. Care este genul tău de film preferat? Indiferent de gen, îmi place să văd tot felul de filme care au probleme și din care pot învăța. Există vreo mâncare pe care nu mi-ai pune niciodată în gură? Nu spun că nu mănânc niciodată, dar nu prefer anghinarea. Salata sau paste? Hamburger. Trei lucruri pe care le ai mereu în geantă? Colonie, balsam de buze, parfum. Ești o persoană pisică sau o persoană câine? Câine. Care este cea mai mare fobie a ta? Gândac. Cum evaluezi punctul la care ai ajuns în actorie după experiențele tale? Actoria este o cale care are un început, dar nu un sfârșit. Fiecare personaj pe care îl interpretezi este de fapt un început. Cu cât ai învățat mai multe cunoștințe, experiență și lecții pe această cale, cu atât vei avea mai mult succes. Încerc să progresezi învățând câte ceva de la fiecare personaj pe care îl interpretez. Sunt la începutul drumului. Nu pot spune de unde vin, dar pot spune că sunt într-un loc mai complet acum. Există vreo realizare cu care ești cel mai mulțumit dintre lucrurile pe care ți le-a adus actoria, care spune: dacă nu aș fi fost actor, nu aș fi prins acest punct de vedere în alt mod, semnul întrebării? Am învățat să trăiesc odată. Pe măsură ce întâlnim vieți diferite în fiecare personaj pe care îl interpretăm, se dezvoltă și simțul nostru de empatie. Pot spune că m-a ajutat să devin un individ mai conștient prin creșterea gradului de conștientizare fără a sta în picioare și a privi. Din păcate, face o muncă foarte obositoare și care necesită multe ore de muncă. Ești obosit mental? Cum te relaxezi după o zi obositoare? Desigur, sunt zile în care obosesc psihic. Deja ai de a face cu atât de mulți oameni în timpul zilei, așa că atunci când te retragi în spațiul tău privat, vrei să stai mai mult cu tine. Să fiu singur și să mă ascult pe mine mă relaxează. Fiind celebru, actorie, filmează reviste. Simți că lumea în care trăiești are locuri care contrazic naturalețea vieții? Îți poți trăi viața așa cum vine de la sine? Acea lume este atât de perfectă încât nu ai marjă de eroare. O cu totul altă utopie. Din acest motiv, desigur, există puncte care contrazic naturalețea. Viața mea are propriul ei echilibru. Eu sunt cine sunt. Cred că natura fiecăruia este unică. Adevărul tău poate fi greșit sau prea mult pentru altcineva. Sunt o persoană care trăiește viața așa cum îmi place și cum îmi doresc. Când joci jocul, te transformi într-o altă persoană și apoi te întorci la sila. Există momente când eșuezi? Unde găsești rezistența de a juca scene solicitante din punct de vedere emoțional sau fizic? Îmi amintesc de prima mea slujbă pe platoul de filmare, chiar și în pauze, am încercat să nu ies din rol. Pe măsură ce învăț meseria, cred că situația șovăitoare se diminuează. Îmi place provocarea în fața camerei. Gândindu-mă la cât de mult îmi pot împinge propriul potențial și cum pot ridica ștacheta, mă ține mai în viață față de munca mea. De aici vine rezistența mea. Pentru ce calitate a ta ca actor ai vrea cel mai mult să fii lăudat, acum sau în următorii ani? Aș spune cu siguranță poziție împotriva vieții pe lângă faptul că sunt un actor bun. Unul dintre beneficiile erei digitale și ale culturii populare în viața noastră a fost rețelele sociale. Ce înseamnă social media pentru tine? Crezi că este normal să punem atât de multe rețele de socializare în centrul vieții noastre? Rețelele sociale sunt lumea plusului. Oamenii își împărtășesc cele mai bune înfățișori, cea mai bună mâncare, cele mai bune locuri în care să meargă.
este departe de realitate, dar încerc să-mi împărtășesc viața normală, precum și munca mea fără mai mult punct. Respect persoana care o pune în centrul vieții sale. Viața fiecăruia. Ai o bază de fani uimitoare. Ei te urmăresc clipă de clipă și sunt mereu activi. Cu ce atribui asta? Cred că răspunsul clar la această întrebare este sinceritatea și postura. Sila, cea pe care am reflectat și am devenit, a fost mereu aceeași. Poate că asta m-a ajutat să formez o legătură mai puternică cu ei. Care platformă este cea mai apropiată și mai eficientă de tine în acest moment? Platforme digitale, televiziune sau cinema? De fapt, munca pe care o facem este aceeași în toate, dar, desigur, digitalul este mai eficient și mai aproape. În ce măsură credeți că serialele și filmele difuzate pe platformele digitale afectează serialele și industria cinematografică? Desigur, fiecare serial TV/film atrage audiențe diferite, dar crezi că proliferarea alternativelor la platformele digitale face ca serialele și filmele să se scurgă? Cu toții alergăm contra cronometru în fiecare zi. Ca să nu mai vorbim de stresul nostru zilnic. Ca atare, este posibil să preferăm conținut digital mai scurt și mai concis, în loc să petrecem 2 ore la televizor. Sau dacă ne uităm la televizor, preferăm să îl urmărim pe YouTube. Totuși, având în vedere că la televizor există o audiență totală, nu cred că există o pierdere evidentă. Pe lângă toate acestea, mi se pare că cultura noastră cinematografică devine din ce în ce mai plictisitoare. Ne vedem pe ecran în noul sezon cu seria Cranberry's Herbet, ne poți spune puțin despre spectacol și despre personajul pe care îl interpretezi? Este vorba despre unirea a două familii cu perspective diferite asupra vieții pentru fericirea copiilor lor și a conflictelor pe care aceasta le aduce cu ea. Natura are 20 de ani. La acea vârstă totul pare mai probabil, se întâmplă în natură, iar împreună cu Fatih unește două familii fără să prevadă evenimentele care se pot întâmpla efectiv, iar apoi începe evenimentele. Dacă mesajele pe care vrem să le transmitem ajung la public, cred că este o treabă grozavă. Ia să vedem, suntem foarte entuziasmați. Ai trecut de la un serial zilnic la unul săptămânal. Cum merge ținuta? Este diferit de ritmul cu care ești obișnuit? Știi, poți să faci antrenament intens în apă mică și să înoți confortabil în apă mare, sau îmi face plăcere să mă antrenez așa chiar acum? Există vreun subiect la care te-ai gândit și te-ai pus la îndoială mult în ultima vreme? Sunt multe lucruri de fapt. Mă gândesc mult la sociologie, psihologia umană, conștiință, moralitate și scopul vieții noastre. Pentru că văd că poate fi foarte util în profesia mea. Îmi plac întrebările și curiozitatea. Dacă ai avea ocazia să-ți schimbi viața complet, ce ai schimba sau există ceva ce ai vrea să schimbi? A te cunoaște pe tine însuți este esența a ceea ce numim viață. Cu cât ești mai deschis să te cunoști pe tine însuți, cu atât vei găsi mai semnificativ ceea ce îți oferă viața. Poate dacă aș fi răspuns la această întrebare acum câțiva ani, răspunsul meu ar fi fost altul. Dar acum că îmi dau seama că totul are un sens, nu mai simt nevoia de așa ceva. Ce sentiment te face să te simți ca acasă? Cum te simți când simți că ai locul undeva? Mă face să mă simt acasă oriunde aș fi, unde nu sunt judecat, nu sunt schimbat, unde pot fi în forma mea cea mai pură. Ce părere aveți despre iubirile și prieteniile din vremea noastră, pe scurt, despre relațiile lor? Nu ținem niciodată o oglindă pentru noi înșine. Întotdeauna avem o așteptare de la cealaltă parte, nimeni nu spune clar ce înseamnă. Relațiile sunt un pic bazate pe interes acum, dar eu nu trăiesc așa, așa că o pot șterge din viața mea de îndată ce simt așa ceva în dragoste sau prietenie. Dragi prieteni care arată dragoste față de Halil Ibrahim și Sila, vă vom transmite asta voi, dragii noștri fani.
pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fii la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fii sănătos! Pa!